Antonio Olaru și echipa sa pregătesc în această perioadă traseul pentru competiția de motocross ce se va desfășura la sfârșitul săptămânii viitoare pe dealurile din Mușcel. Cross Enduro Câmpul Lung are un circuit ce măsoară 1,5 km și un traseu de 10 km tehnic și susținut, iar startul este programat pentru sâmbătă 22 octombrie. Salutare tuturor! Suntem la traseul de Cross Enduro Campulung, Este prima ediție anul acesta pe 22 octombrie. Vă așteptăm cu drag! Adrenalina la maxim, am pregătit un circuit asemănător cu cel de motocross și 10 km în pădure de traseu destul de, destul de susținut. O să vă placă mult de tot, vă așteptăm cu drag! Pentru cei interesați, înscrierea este gratuită din partea organizatorului, însă fiecare participant trebuie să dețină licență din partea federației, asigurare pentru cursă și viza medicală sportivă, ce se pot obține și la traseu în funcție de programul competiției, după cum anunță organizatorul într-o postare pe Facebook.